Berbec. Nu te pierde. Unele probleme pot apărea astăzi, dar veți găsi rapid o ieșire dintr-o situație dificilă. Veți rezolva problema și veți obține succes într-o afacere la care alții au renunțat. Nici eșecul, nici obstacolele pe drum nu vă vor face să vă abandonați planurile. Vedeți obiectivul clar și mergeți la el. Oamenii mai puțin hotărâți vă vor urma în curând. Pot fi ajutori buni. Faceți achiziții mici, inclusiv neplanificate. Alegeți perfect lucruri care vă vor încânta atât pe voi cât și pe cei dragi. Cadourile și surprizele nu sunt excluse. Taur. Ziua merge bine. Veți putea termina ceea ce ați început mai devreme și apoi veți implementa câteva idei noi. În acest caz, va trebui să vă descurcați fără ajutorul aliaților, dar vă va plăcea foarte mult să acționați pe cont propriu, fără să pierdeți timpul pe conversații lungi și argumente goale. Succesele tale atrag atenția, dar nu este vorba doar despre ele. Tuturor le place de tine. Din această cauză, ei își arată interesul. Te poți împrieteni cu cineva, dar și pasiunea romantică este posibilă. Nu ratați șansa de a face ordine în finanțele personale, realizând o afacere bună sau acceptând o ofertă care promite profituri mari. Gemeni. Vă așteaptă o zi calmă și plăcută. Poate aduce niște vești bune, știri de la vechi cunoscuți. Vor fi urmate de oferte pe care nu veți dori să le refuzați. În cazul oricărei dificultăți, ascultați indiciile intuiției. Te ajută să obții ceea ce te străduiești de mult timp. Puteți reuși în multe lucruri, precum și ajuta prietenii care se află într-o situație dificilă. Fii atent la persoana iubită, deoarece va avea nevoie de tine mai mult decât de obicei. Rac. Ziua va fi agitată, interesantă și plină de surprize. Este posibil ca planurile să fie modificate drastic. Dar asta nu te va supăra deloc. Dimpotrivă, te vei simți mult mai încrezător și mai liber. Vor exista noi provocări pe care le veți aborda cu mare entuziasm. Nu vor lipsi ideile originale și îndrăznețe, dar încercați să vă evaluați în mod critic, să vă bazați pe bunul simț și experiența de viață. Este util să vă consultați cu vechii prieteni, de multe ori observă lucruri la care nu erai atent și îți fac recomandări foarte sensibile. Leu. Zi norocoasă. Va exista ocazia nu numai de a realiza planurile vechi, ci și de a aduce la viață cele idei care îți vin brusc în minte. Într-adevăr, va trebui să acționați rapid, dar acest lucru nu vă va jena deloc, deoarece sunteți absolut siguri de succesul tuturor eforturilor voastre. După amiaza va aduce cunoștințe interesante, noi relații se pot dezvolta într-un mod de afaceri sau romantic. Totul depinde de dorința ta. În acest moment, multor din zodia Leu le va fi util să-și schimbe împrejurimile, să viziteze locuri noi și să scape de treburile cotidiene. Fecioară. Vor fi o mulțime de lucruri de făcut. Este enervant faptul că apar complet pe neașteptate. Este dificil să planificați ceva. Trebuie să munciți foarte mult pentru a respecta promisiunile făcute mai devreme. O puteți face, dar va fi nevoie de ingeniozitate și imaginație. Intuiția îți spune când și ce să faci, astfel încât eforturile tale nu sunt aproape niciodată irosite în zadar. Unele evenimente plăcute la domiciliu, vești bune despre cei dragi sunt probabile. Dacă doriți să invitați oaspeți, nu vă refuzați această plăcere. Toată lumea se va distra minunat. Balanță. Zi hectică și interesantă. Reacționezi dur la tot ce se întâmplă în jurul tău. Uneori iei aproape la inimă unele incidente și evenimente pe care nici măcar nu le-ai fi observat în altă perioadă. Vestea bună este că totul vă oferă o experiență care va fi utilă mai târziu. Este mai bine să nu planificați nimic deosebit de dificil și plictisitor pentru seară. Acest timp este minunat pentru relaxare sau pentru unele activități plăcute, puteți face cumpărături. Alegeți lucruri grozave în mod inconfundabil. Scorpion. Victoriile importante nu pot fi câștigate cu ușurință, doar dacă depui efort îi obține ceea ce ți-ai dorit. Norocul le zâmbește uneori rivalilor tăi. Îi poți învinge numai dacă recurgi la o metodă neobișnuită. Nu va fi deprisos să vă adresați la prieteni, ajutorul lor va fi util.
Nu este de dorit să rezolve unul singur problemele financiare. Când vine vorba de bani, merită să vă consultați cu cineva în a cărui experiență aveți încredere. Nu vă grăbiți să fiți de acord cu cele mai tentante oferte până când nu colectați mai multe informații. Săgetător. Nu se merită să construiești planuri grandioase sau să te bazezi pe victorii amețitoare. Ziua este mult mai potrivită pentru a vă desfășura calm activitățile obișnuite, pentru a comunica cu oamenii care vă susțin și pentru a vă împărtăși interesele. Acordați atenție modului în care relațiile se dezvoltă cu cei dragi. Conflictele și disputele pot fi evitate dacă acordați o dispoziție pașnică. După amiaza, este deosebit de importantă. Acesta este momentul potrivit pentru a discuta unele probleme serioase. Va exista o soluție pe care toată lumea o va accepta. Capricorn. Ziua va fi calmă și uniformă. Este potrivită pentru finisarea lucrărilor începute mai devreme. Acest lucru poate fi mult mai ușor decât credeai. Nu vor exista motive de îngrijorare și tulburări, dar este puțin probabilă oportunitatea de a obține rezultate strălucitoare. Este mai bine să amânați decizia problemelor importante pentru mai târziu. Veți avea o comunicare plăcută cu cei dragi. Ești sigur că oricum te vor înțelege și te vor susține. Exact asta se întâmplă. Va exista șansa de a cunoaște oameni care împărtășesc hobby-urile și interesele tale. Mai târziu, veți deveni prieteni cu ei. Vărsător. Zi excelentă. Este potrivită pentru lucruri noi și pentru finalizarea unor proiecte începute anterior. Aveți un simț subtil al situației. Puteți ghici cu ușurință despre adevărata cauză a evenimentelor ciudate și ambigue. Puteți surprinde ideile altor persoane din mers. Le puteți evalua corect punctele tari și punctele slabe. Mulți caută sfaturi pentru că au încredere în cunoștințele și bunul simț al vostru, mai mult decât în ale lor personal. Sunt posibile noi hobby-uri romantice. Probabil te vei îndrăgosti la prima vedere. Emoțiile vii vor deveni o sursă de inspirație. Veți observa imediat că viața a sclipit cu culori noi. Pești. Zi frumoasă. Poți pune toate lucrurile în ordine. Finaliza cu succes proiecte la care ai lucrat mult timp. Puteți câștiga cu ușurință favoarea noilor cunoscuți, dar nu vă puteți forma întotdeauna rapid opinia corectă despre ei. Prin urmare, nu vă grăbiți să împărtășiți secretele voastre sau orice altceva important cu cei pe care îi vedeți pentru prima dată în viața voastră. Acordați atenție membrilor familiei. Ajutorul și sprijinul vostru vor fi deosebit de importante pentru ei astăzi. Va fi util să discutați despre unele afaceri comune. Va deveni rapid clar modul în care trebuie să vă descurcați cel mai bine cu ele.